Bună ziua! Mulțumesc că ați dat curs la conferința noastră de presă de astăzi, 4 ianuarie 2021. Permiteți să vă adresez un sincer la mulți ani și un an nou cât mai bun. Să aveți și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din presă în 2021. Voi face pe scurt o informare la început despre situația și incidența cazuisticii COVID la nivelul județului Neamț. Astăzi, 4 ianuarie 2021, la nivelul întregii țări au fost raportate 3130 de cazuri de noi îmbolnăviri cu noul coronavirus, dintre care pe județul Neamț au fost 19 cazuri și avem o rată de incidență de 0,97. Singura localitate din județul Neamț, care este peste 3 la mie și este în continuare pe scenariul roșu, este comuna Drăgănești, iar pe scenariul galben, între 1,5 și 3 la mie, raportate cazuri pe ultimele 14 zile, avem localitățile Tupilaț, Târgu Neamț, Pângăraț, Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, Țibucani, Costișa și Negrești. Celelalte localități din raza teritorială a județului Neamț fiind sub 1,5 la mie, fiind pe scenariu de verde. Inclusiv pe scenariu galben, între 1,5 și 3 la mie, tot ce înseamnă activități sunt Horeca și celelalte activități conexe sunt deschise. Țin să apreciez încă de la începutul conferinței activitatea Direcției Sănătate Publică, a Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, celor de la jandarmi și a celorlalte unități implicate în prima linie și mă refer și la zona de spitale, la doctori de familie, pentru că această rată pe care avem a incidenței de 0,97 la nivelul județului Neamț și care este în descreștere, în coborâre de câteva săptămâni bune și a permis la un moment dat și redeschiderea, intrarea pe scenariul galben a municipiului reședință de județ Piatra Neamț, se datorează eforturilor susținute a instituțiilor mai devreme amintite, a profesionalismului celor care au participat la tot ceea ce înseamnă campanie de gestionare a situației pandemiei la nivelul județului Neamț și țin să mulțumesc în mod deosebit și să apreciez și corectitudinea, implicarea și gradul de înțelegere de care au dat dovadă nemțenii, pentru că nu s-ar putea să avem o astfel de rată de incidență scăzută, care să ne claseze în primele locuri pe țară ca și pondere în minus, adică în scădere la rata de incidență pe COVID, dacă nemțenii, populația, nu ar înțelege să respecte normele de distanțare socială, de purtare a măștii atât în interior cât și în exterior, cât și tot ceea ce înseamnă celelalte măsuri conexe de prevenire și răspândirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus. Pe de altă parte, apreciez și implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne pe perioada sărbătorilor legale de iarnă, de Crăciun, la trecerea dintre ani, pentru că au fost în teren și au făcut datoria și misiunea așa cum trebuie, au vegheat la tot ceea ce înseamnă creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor și aspect pe care trebuie să-l spun și populația, pe de o parte reprezentanții Horeca, pe de altă parte oamenii, cetățenii din Neamț, care au înțeles că în perioada sărbătorilor să se manifeste chiar în prilej de sărbătoare, cu prilej de sărbătoare în condiții specifice COVID-ului și nu au existat probleme deosebite din punct de vedere legislativ sau din punct de vedere a aplicării de sancțiuni pe această zonă. O să-i dau cuvântul pentru că astăzi în județul Neamț a început vaccinarea și o să-i dau cuvântul doamnei dr. Marcoș, reprezentant al Direcției Sănătate Publică Neamț, pentru a face câteva comentarii cu privire la începerea campaniei de vaccinare. Doamna doctor, vă rog. Bună ziua și la mulți ani vă doresc și eu din partea colegilor din Direcția de Sănătate Publică. Vă mulțumim că și astăzi sunteți alături de noi în activitatea care a început și la nivelul județului Neamț, și anume deschiderea celor trei centre de vaccinare din Spitalul Județean, Spitalul Municipal Roma și Spitalul Orășenesc Târgu Neamț. Centre de vaccinare în care, în prima etapă, se vor vaccina colegii care lucrează în domeniul medical, oamenii care sunt
în contact direct și cei mai expuși la infecția cu coronavirus. Chiar dacă inițial părea că, mă rog, suntem în întârziere, nu am fost în întârziere, vaccinul era în depozitul Direcției de Sănătate Publică, conform programului, dar datorită birocrației, mă rog, datorită unor documente, vaccinul a fost desfăcut undeva în jurul orei 8:20, 8:30. A fost distribuit inițial la Spitalul Județean, unde sunt două puncte de recoltare în acest moment, și ulterior, cu mașina frigorifică a Direcției de Sănătate Publică, a fost dus și la spitalele din Roman și Târgu Neamț. În aproximativ acum o jumătate de oră, când eu am plecat de la Direcția de Sănătate Publică, în centrele, în punctele de vaccinare din centrul Spitalul Județean Piatra Neamț erau vaccinate 63 de persoane, doar una singură a prezentat o reacție de tip rash la nivelul palmelor. Ulterior, în aproximativ 15-20 de minute, aceasta a dispărut. La Roman și la Târgul Neamț erau vaccinați aproximativ 10 persoane. Cam acestea sunt datele de astăzi. Dacă ne uităm în programări, avem aproximativ 150-170 de programări pe zi pentru zilele următoare. Există posibilitatea ca acestea să crească sau, mă rog, uneori o parte din persoanele care se prezintă să, în urma interviului, să aibă contraindicații la vaccinare, temporare sau definitive. Tot în această săptămână, împreună cu colegii epidemiologi, vom evalua centrele de vaccinare pentru etapa a doua și vom comunica undeva la sfârșitul săptămânii care sunt acestea și dacă dotările de la acest moment corespund cerințelor conform metodologiei, pentru că se pare că undeva în jurul datei de 15 ianuarie vom începe a doua etapă de vaccinare a populației generale și anume a populației la risc din județul Neamț, cartografiată pentru vaccinare. Cam acestea sunt datele de astăzi. Eu cred că la urmă cel mai bine și o să răspundem fiecare în funcție de întrebările pe care le adresați. Dacă mai sunt alte precizări? Nu. O să rog atunci pe domnul comandant al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, pe domnul Paul Tablan, să facă câteva precizări cu privire la activitatea poliției. Am onoarea să vă salut. Vă urez și eu un sincer la mulți ani și dumneavoastră și familia dumneavoastră. Realizări și în plan personal și în plan profesional, dar în primul rând multă sănătate pe perioada ce va urma. Așa cum a spus domnul prefect, a fost o perioadă aglomerată pentru Poliția Județului Neamț la acest sfârșit de an și mă refer în primul rând la perioada scursă de la Revelion și până astăzi. În ultimele 3 zile, aproximativ 500 de polițiști cu peste 80 de autospeciale au fost la datorie, suplimentar față de dispozitivele curente de ordine și siguranță publică, pentru a preveni și combate evenimentele care ar putea afecta liniștea cetățenilor. Activitățile au fost desfășurate în sistem integrat, împreună cu colegii de la jandarmerie, dar și cu cei din poliția locală, acolo unde există constituită această structură la nivelul polițiilor, la nivelul municipiilor, orașelor și 3 comune din județul Neamț. Încă de la început vă pot spune că nu ne-am confruntat cu evenimente deosebite în planul ordinii și siguranței cetățenilor și mulțumesc și eu pe această cale cetățenilor județului Neamț că au dat dovadă de înțelegere, au fost alături de noi și s-au comportat în limitele
legale, având în vedere și perioada de COVID pe care o traversăm. În ceea ce privește, în schimb, gradul de siguranță rutieră, așa cum ați văzut și pe buletinele noastre de presă, în ultimele 3 zile am înregistrat 2 accidente soldate cu morți. Acestea s-au datorat în special traversării neregulamentare. Noi, la sfârșitul anului, am transmis mesajele preventive necesare. Poate ați circulat, sau cu siguranță ați circulat la acest sfârșit de an pe drumurile județene. Ați văzut că mare parte din participanții la trafic le-au respectat. Am avut și cazuri în care am fost nevoiți să sancționăm și comportamentul nefiresc în trafic al unora dintre conducătorii auto. În total, polițiștii au intervenit în ultimele 3 zile la 292 de evenimente, dintre care 275 au fost sesizate prin sistemul 112. De asemenea, au fost organizate un număr de 26 de acțiuni pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale. Iar în urma activităților desfășurate au fost constatate 109 infracțiuni, 7 persoane fiind surprinse în flagrant delict. Avem și un exemplu. Trebuie să știți că marea majoritate a infracțiunilor constatate au privit latura de violență, mică violență. Și exemplul persoanei reținute de pe raza Comunei Podoleni, atunci când pe data de 1 ianuarie 2021 un bărbat a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat un număr total de 528 de sancțiuni contravenționale în valoare de 190.880 de lei, dintre care un număr de 189 de contravenții au fost abateri la regimul rutier. În ceea ce privește activitățile pentru creșterea siguranței în trafic, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, au fost reținute un număr de 51 de permise de conducere, 45 pentru viteză, 4 pentru alcool și 2 pentru depășire neregulamentare și retrase 7 certificate de matriculare. La nivelul județului Neamț s-au produs 7 accidente de rutiere, soldate cu vătămarea corporală a 9 persoane și decesul a 2 dintre acestea. În încheiere, revin și adresez mulțumiri pentru înțelegere cetățenilor județului Neamț și vă stau la dispoziție cu la întrebările pe care le puneți. Referitor la campania de vaccinare, avem atribuții în ceea ce privește însoțirea transporturilor vaccinului și mai apoi urmează paza sediilor, acolo unde urmează să aibă loc procesul de vaccinare. Mulțumesc, domnul comandant. Se dau cuvântul domnului Mihai Mitrea, inspectorul șef al Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, pentru a face câteva precizări și cu incidentul de sâmbătă noaptea de la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal Roman și alte lucruri pe care le are de menționat, domnule inspector șef. Vă mulțumesc! Am onoarea să vă salut. Vă transmit și eu un sincer la mulți ani și cele mai multe gânduri și multă, multă sănătate vă doresc. În perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv din 24 decembrie până pe data de 3 ianuarie, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență pe Tădava al Județului Neamț, au avut loc 291 de evenimente, cu o medie de 26 de intervenții pe zi, unde a fost necesar ca structurile Inspectoratului să intervină. Avem un total de 218 cazuri asistate de smurd, 12 incendii, 28 alte situații de urgență. Aici avem o creștere a numărului de misiuni pirotehnice, 7 acțiuni de asistență a persoanei, de genul deblocări de persoane rămase în apartamente și 26 de acțiuni de protecție a comunităților. În această perioadă, cel mai important eveniment a fost cel de la incendiul de la Spitalul Municipal Roman, secția de psihiatrie, mai exact, a acestui spital, unde, în data de 2...
Poate, da. În rest, suplimentar, din punct de vedere a răspunderii penale sau anchetei, singurul organism instituțional care poate să facă precizări și are date este parchetul în alte curți de Casa de Justiție a României, care conduce în mod nemijlocit ancheta. La acest moment, alte date, în sensul ăsta, eu nu vă pot cel puțin oferi, pentru că nu le cunosc. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc frumos și apelez pe intermediul noastră a presei și o să vă dăm în format electronic în scopul clar al mediatizării și apelăm în acest sens la dumneavoastră datele cerute de colega noastră la un moment dat din presă cu posibilitatea de a te vaccina cu site-ul pe... Nu, și la nivelul județului Neamț pot veni la dumneavoastră cu rugămintea. Consider personal că e oportun, e bine pentru populație și pentru sănătatea fiecare dintre noi să ne vaccinăm. Asta este părerea pe care o am și pe care o împărtășesc și doamna doctor Marco și colegii doctori care am discutat cu dumnealor și pentru o bună și corectă medializare, doar în scop informativ. O să apelez și la bunăvoința noastră de a mediatiza. Mulțumesc frumos!